Internat de urgență la Spitalul Floreasca, Adrian Mititelu Junior, în vârstă de 26 de ani, a fost la un pas de tragedie după o supradoză cu antidepresive. Între timp, fiul lui Adrian Mititelu a fost stabilizat și a dezvăluit că a fost în comă timp de 10 ore. Fostul patron al FCU Craiova a fost surprins în plenitudinea forțelor pe culoarele spitalului de lângă stadionul Dinamo. Familia Mititelu a fost la un pas de tragedie. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Adiță Mititelu a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca în timp ce se zbătea între viață și moarte. Fiul patronului lui FCU Craiova a luat mai multe medicamente antidepresive, iar organismul i-a cedat. Din fericire, a fost stabilizat după mai multe ore în care a fost în comă. Marți, starea lui Mititelu Junior s-a îmbunătățit semnificativ. El a fost surprins de cancan în timp ce se plimba pe culoarele spitalului. După cum se poate observa din imagini, fiul lui Adrian Mititelu nu pare că ar fi trecut pe lângă moarte cu doar câteva ore în urmă. Totuși, orele în care a agonizat în comă au lăsat urme grave asupra fizicului cu care Adiță Mititelu obișnuia să se mândrească. Cunoscut pentru pasiunea sa pentru bodybuilding, Mititelu Junior pare că s-a topit pe picioare. În imaginile surprinse de publicația amintită, fiul lui Adrian Mititelu apare slăbit, după clipele de cumpănă trăite pe patul de spital. Am stat în comă 10 ore, de sâmbătă noaptea și până duminică. Abia duminică după amiază, doctorii au reușit să mă stabilizeze și le mulțumesc mult pe această cale. Mi-au spus că dacă mă găseau cu câteva minute mai târziu, nu mai aveau ce face. Am luat mai multe, nu mai știu ce, dar au fost amestecate. În momentul de față sunt stabil, mă simt bine. Sper ca în 2-3 zile să ies din spital. Le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, în special doctorilor. Le mulțumesc celor care mi-au transmis mesaje de încurajare și de prietenie. Le-am citit pe toate și mi-au dat putere, a declarat Adrian Mititelu Junior pentru Fanatic.